A fost mult mai lung și i-a pus pe interpreți, pe translatori la grele, foarte grele încercări, având în vedere lungimea și cotloanele frazelor formulate de domnul Daia. A rămas probabil în memoria tuturor povestea cu cormoranii. Domnul Daia e plastic și anunță că e plastic. Se laudă cu cât e de plastic. Și e foarte încântat de propria ei prezență. Ați să fii încântat de propria ți prezență. Vă dați seama ce înseamnă prezența mea aici? Nu? Îl și vezi din profil așa cum se studiază. Dar eu aș vrea să continui puțin, că mai e un fragment interesant în discursul domnului Daia. A fost întrebat despre Brexit. Și te duci că ești președinția Uniunii Europene, trebuie să dai lămuriri acolo. Și a fost întrebat de soluția pe care o vede. Și domnul Daia a răspuns: regret, sigur. Și Uniunea Europeană este mai săracă față fără Anglia, este mai săracă față cu Marea Britanie. Dar aceste lucruri le putem gândi? Le putem judeca în interesul comun și urmărim cu interes pașii în acest domeniu, astfel încât dorința de a fi împreună să se manifeste oricând? Și pentru aceasta suntem în stare tot să găsim soluții pentru a genera o asemenea stare de lucruri în care obiectivele comune să fie atinse cu dorința fiecărei părți și cu interesul legitim pentru fiecare, ghiciți cuvântul final, care vine ca să trântește ca o poartă de catedrală. Domeniu. Domeniu. Pentru fiecare domeniu. În loc de comentariu, o să vă citesc altceva. Dintr-un obiect pervers, vedeți, un paralipiped, așa, se numește carte. Așa. Dar să știți că cu obiectul ăsta se pot sfărâma fake news-uri. Un cap nu poți să-l sfărâmi cu cartea. Dacă îi dai cuiva în cap cu asta, nu o sfărâm, dar un fake news poți să-l sfărâmi cu cartea, da? Cu cărțile. Acolo e mai greu cu fake news. Se poate și în cărți, dar e mai greu. Atunci, iată ce zic eu. Și împreună cu mine trebuie să se zică asemenea toți aceia care nu vor să cază la extremitate. Adică vreau să zic da, ca să fie moderați, adică nu exagerațiuni într-o chestiune politică și care de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării. Să nu fie prea, prea, ori foarte, foarte. Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel, care lovesc societatea, adică fiindcă din cauza zguduirilor și idei subversive și mă înțelegi, mai în sfârșit, pentru care în orice ocaziuni solemne a dat probe de tact, vreau să zic într-o privință poporul, națiunea, România, în sfârșit, țara, cu bun simț, pentru că Europa, un moment mai înainte să vie și să recunoască, de la care putem zice, depandă, domeniu. Da? Cine este? Cine? Nu e Petre Daia. Nu. E Petre Daia de atunci, sau este, sau Petre Daia este încarnarea, noi trăim aici în metempsihoză pe teritoriul României, transmigrația spiritelor, ăsta este farfurii de domne. Da? Perfect, cum l-am auzit pe domnul Daia, m-am dus la Cârticică, aici, la Caragiale. Și am găsit unde era Daia la 1883. Da. Da? Da. Ce să comentez? Știți că filmarea de la Parlamentul European n-a surprins și chipurile celor care ascultau, din păcate. Cred că ar fi fost un material interesant. Știți la ce m-am gândit? Când a pronunțat chestia aia în România, cormoranii fac baie în piscine, m-am gândit în primele secunde la explozia din serviciile secrete europene și poate și cele americane. Vrea seama, MI6, DST-ul, imediat, în România cormoranii fac baie în piscine. Deci ce e ăsta? Mesaj, cod, parolă, în România cormoranii fac baie. Vă zică, cine sunt cormoranii? Cine sunt piscinele? Să gândesc acum. Și eu cred că peste câtva timp o să, în relațiile diplomatice europene o să se
împământenească, o să se încetățenească la nivel european această zicere memorabilă a domnului Daea. Adică o să se întrebe unul pe altul diplomații europeni, bă, voi aveți cormorani în piscină? Aveți cormorani în piscine? Da, nu? E domnul acela din România cu cormorani. Da, da, da. Deci aveți un Daea pe acolo, în țară? Cormorani în piscină. Altfel memorabilă formularea, să știți. Extraordinară. Imaginea cormoranului în piscină este formidabilă.